Schema de ajutor de stat sprijin pentru prima împădurire și creare de suprafețe împădurite din Programul Național de Dezvoltare Rurală vine în ajutorul celor care doresc să-și dezvolte fondul forestier. Un fermier poate primi până la 40.000 de euro, iar singura obligație pe care o are este să întrețină și să păstreze pădurea până în momentul în care copacii ajung la maturitate și pot fi tăiați. Recent, APIA a demarat o nouă sesiune care se va încheia în decembrie. La data de 16 septembrie a demarat sesiunea a patra de depunere a cererilor pentru măsura 8, prima împădurire. Solicitanții pentru aceste prime aferente măsurii 8 pot să depună cererile până la data de 13 decembrie a anului curent. Până la această dată nu s-a prezentat niciun solicitant la instituția noastră. Potrivit reprezentanților APIA Olt, sunt mulți olteni care s-au interesat despre această măsură, însă niciunul nu a depus cerere în sesiunea a patra. Trebuie știut că solicitarea va fi însoțită de două documente fără de care nu se poate primi subvenția. Ne referim la prima etapă premergătoare depunerii cererii, în sensul identificării terenului respectiv cu ajutorul angajaților APIA. Ulterior, vor iniția un proiect tehnic care trebuie să aibă avizul gărzii forestiere și cu aceste documente se vor prezenta la instituția noastră pentru depunerea cererii. La nivelul Oltului, în primele trei sesiuni ale submăsurii 8, prima împădurire, au cerut subvenția 5 olteni pentru o suprafață de aproximativ 16 hectare.